Adi, înfrângere cu Național Sebiș, 0-1, singurul gol marcat din penalti, ce ne poți spune despre acest meci? Ce pot să spun? Din punct de vedere al dorinței, al atitudinei, am fost ca și în celelalte jocuri. Din punct de vedere al atitudinei, am fost ca și în celelalte jocuri. Adică am jucat determinat, am fost motivați, doar că în meciuri de genul ăsta, meciuri echilibrate, o greșeală își pune amprenta asupra rezultatului final. Așa am pățit și astăzi. Pot să-mi felicit băieții pentru atitudine. Din păcate, rezultatul astăzi nu ne este favorabil. Sper să învățăm din greșeli și să reușim să nu le mai repetăm. Sunt jucători lipsiți de experiență. Am jucat cu 16 ani. Sunt jucători talentați, dar care prin joc trebuie să se evolueze. Poți să cum vreți să Nu comentez arbitrajul. A arătat Național Sebiș ca o echipă competentă în Liga 2? Nu mi s-a părut. De fapt, așa cum am zis, cred că e un echilibru destul de pregnant în această serie. Așa cum pot să zic, nu mi s-a părut nici Național Sebiș, în jocul cu noi nu mi s-a părut nici Galda, dar până la urmă, echipele care adună puncte și care câștigă, înseamnă că își merită loc. Urmează un meci dificil, un derby de Alba, putem să spunem, cu performanța Ighiu. L-ai pierdut pe Ciprian Sălagea pentru acest joc, care a fost un galben. Am infirmeria plină de jucători accidentați, jucători cu probleme. S-a mai adăugat și suspendarea lui Cipri, care a greșit la acea minge, nu avea ce să se contreze și chiar să tragă tricou adversarului. E o greșeală. Ne așteaptă un joc la fel de important ca toate celelalte. Mergem să ne agățăm de orice, oriunde. Ai vreun sentiment aparte la acest meci? Să vei întâlni fosta ta echipă. Te referi la faptul că jucăm la Ighiu? Da. Da, am un sentiment, mă simt fericit pentru că mai văd o echipă pe care am promovat-o și care se descurcă bine. Și văd jucători, văd antrenori, văd finanțatori. Merita Unirea Alba Iulia mai mult în jocul acesta? Raportat la joc, da, de penalti și acordat sau neacordat. Da, un rezultat de egalitate era mai just, dar spun, greșele se plătesc. Adi, mulțumim, succes!